De când n-am mai făcut eu un videoclip așa spontan, salutare și bine v-am găsit într-un nou clip. Hai că mi-am rupt mâna cu această perie și vreau să vă spun un lucru. Încerc să fiu cât mai scurt. Nu mai cumpărați lucruri ieftine, de data asta este vorba despre aceste pânze. Ops, ups, nu sunt luate de mine. Și această pere, perea asta e asta. Poate să vină cei de la Vorel care o iau, dar are niște vibrații de ți omoară mâna. Faptul că o simți în mână și vibrează nu e o problemă, dar îți omoară ustensila din cauza că nu este centrată. Deci, de multe ori poate prețul la ustensile se reflectă în calitate și în echilibru. Da, și mână și jos. Cu toate că asta nu are apărătoare. Hai să vă arăt ceva. Repede, repede. I-am dat play? Am dat. Asta o să fie needitat. Ăsta are joc aici. Față de ce am eu. Și fiți atenți. Sunt două firme ieftine. Amândouă la fel de ieftine. Ăsta are 1 mm, ăsta are 1,5, mai am 1 mm. Ăsta e uzat. Nu, tot 1,5. Dar ideea e că îl pun pe ăsta. Eu așa pun tot timpul, vedeți? Ăsta când îl pun aici, trebuie să când îi pui pe ulița asta, abia intră. Dar ideea e că cei 22,2 mm de diametru pentru șaiba asta de la polizor unghiular chiar 22,2, scuzați bălbeala, dar e frig afară și nu mișcă deloc. Ăsta a intrat extrem de repede, eu tot timpul pun așa și vibrează. Sper să vă pot arăta. O să simt un polizor unghiular, vibrează în sus, în jos se vede și așa. Încerc să mă uit eu în telefon, fie o filmare spontană, vibrează din toate unghiurile. Se simte și un polizor unghiular, rotația e pe 5 maxim și 8500 rotații. Ia, așa se vede mai bine. Da? Pentru că un 0, nu știu câți milimetri acolo, dacă era toleranță, contează extrem de mult și se simt în mână. Îți rupi și polizorul unghiular. Bine, eu azi am lucrat cu ăsta la curent. Cu asta am lucrat la curent pentru că am energie curent electric aici și asta la antur. Hai să vedem. Pur și simplu, uite, din cauza că nu vibrează, îmi permis să fac ceea ce fac acum. Se simte foarte, foarte lin în mână. Așa. Ce vedeți, asta este vopseaua, pentru că dacă dau așa, aici se vede distanța asta de la alb până aici mai mare și aici un pic mai mică. Vopseaua chiar nu ne deranjează absolut deloc. Ce este deranjant e că la foarte multe pânze, inclusiv asta, când treci de aproximativ un centimetru până la asta se duce foarte, foarte rapid. Încă o chestie pe care să o observați voi. Dacă îți dau și ție, să vezi. Acum punem perea asta care mă nenoroce pe mine, curățând alea. De data asta îmi trebuia și mâner, dar o să încerc să o țin mă bine, deci. Și sunetul să-l observați.
să dau perea asta la ant, ca să fie aceleași rotații pe minut, pentru că asta are 12.000 rotații pe minut. Ați văzut și sunetul contează. Deci nu tot timpul ieftin este și bun. Sunt și lucruri bune ieftine, dar dacă ați observat vibrații pentru viață lungă a unui polizor unghiular, renunțați la cele consumabile, pentru că astea sunt consumabile, care produc vibrații. Perea aia. Nu, de asta e rău. De care mi-ai arătat tot, de asta e rău. Acum l-am avut la Deloitte. Să nu mai fie ieftin, nu-i chiar. Îți omoară reflexul, nu că-ți omoară mâna. Vibrațiile trei. Dar este și boala degetului, știi? De la vibrații. De la rotopercutor, de la... Și acum pune la lantul. Că mai am 5-7 cm pătrați. Nu știu cum să-i cubez. Da, cam asta e diferența. Ține, pornește. Ține, pornește. Ha? Da, să vede, mă. Dar e el descentrat. Da, asta e de asta. Din construcție. E, da. Vor eu. Eu am pus. Hai, spor să aveți, orice ați face.